Joaca de la pozele cur și de la Vidraru a făcut până la urmă o victimă. O turistă străină a fost atacată de animal după ce a scos mâna pe geam pentru a-i face o fotografie. Totul s-a întâmplat în zona barajului Vidraru din județul Argeș. Autoritățile au emis și un mesaj roalert prin care au avertizat populația din zona asupra pericolului. Totul s-a întâmplat în zona barajului Vidraru, în timp ce femeia se afla în mașină. Aceasta a văzut un urs și a scos mâna pe geam pentru a-i face o poză, moment în care a fost atacată de animalul sălbatic. Ursul a mușcat-o de mână, iar martorii au dat alarma la 112. La fața locului au fost trimise echipaje medicale și ale jandarmeriei montane. O femeie de cetățenie britanică, în vârstă de aproximativ 70 de ani, a fost mușcată de urs pe raza localității Arefu, în timp ce încerca să-l fotografieze. Jandarmii argeșeni atrag atenția cetățenilor să respecte legislația în vigoare.